Medințenii au cu ce să se mândrească. Clubul de canoe Orșov a reușit și anul acesta să fie premiat, aceștia câștigând locul întâi la categoria cadet junior 2. Clubul de canoe Orșov a fost prezent în perioada 28 iulie-8 august 2022 la Pitești, la campionatul național de canoe. După 2 ani de absență a campionatelor naționale, clubul de canoe Orșov s-a întors victorios, obținând locul întâi la categoria cadet junior 2. Aceștia au concurat cu alte 36 de cluburi din țară. Pregătirea și selecția echipei a început încă de acum 6 luni. În urma selecției au venit cel puțin 17 copii din toată țara. Competiția ultimă care am avut-o anul ăsta a fost la Pitești în perioada 28 iulie-8 august, la care au participat 36 de cluburi din țară. O competiție pe care am culminat-o cu succes. Am câștigat categoria cadet junior 2, locul întâi. Echipa s-a prezentat foarte bine pentru că în ultimele 6 luni atât selecția cât și pregătirea a fost excepțională. S-a făcut o selecție riguroasă, au venit cel puțin 17 copii din toată țara, pe care i-am integrat foarte bine în procesul de pregătire. Pe viitor ne pregătim pentru Cupa României, care va fi în octombrie, 1-4 octombrie la Pitești, la Bascov, și pentru Campionatul Național de Tineret și de Seniori. Avem ca obiectiv principal al meu și al inspectoratului școlar, în persoana lui domnului general Alin Tomoescu, să facem sala de mese. Să facem sala de mese ale clubului, să nu mai externalizăm masa, ca să putem face economii la masă, la cazare și așa mai departe. Avem sprijinul de data asta clar al inspectoratului școlar, se simte, cât și al Ministerului Învățământului. Pentru membrii de canoe nu este deloc ușor, aceștia având un program bine stabilit, chiar și cu 2 sau 3 antrenamente pe zi, primul fiind chiar înainte ca aceștia să servească micul dejun. După 2 ani de zile în care nu s-au organizat campionatele naționale, de data asta, din nou, Clubul Sportiv Școlar Orșova continuă frumoasa tradiție de a câștiga aproape tot. Într-adevăr, domină de 10 de ani aceste campionate naționale și anul acesta, la fel, s-au întors cu premii multe și valoroase. Totodată, Clubul Sportiv Școlar Orșova dă sportiv de mare valoare pentru echipajele de seniori și, automat, și juniorii obțin rezultate foarte bune, inclusiv pe plan internațional, la campionatele europene și mondiale de juniori. Felicitări copiilor, părinților, iarăși, antrenorilor, pentru că avem un colectiv de antrenori foarte bun și titrat. Totodată țin să apreciez foarte mult sprijinul comunității locale din Orșova, domnului primar și consiliului local, pentru că ei într-adevăr au sprijinit tot timpul acest club și chiar și Consiliul Județean a sprijinit în ultima perioadă acest club. Un lucru foarte frumos și, cum să zic, inedit, pentru că înainte, într-adevăr, Ministerul sprijinea mai puțin Clubul Sportiv Școlar. De data aceasta, la aceste campionate naționale, am avut sprijinul deosebit al domnului secretar de stat Sorin Ion, care într-adevăr ne-a sprijinit cu tot ceea ce a ținut de dânsul. De asemenea, ne putem mândri atât la nivel național cu canoistul român Cătălin Chirilă, care a câștigat medalia de aur la canoe simplu pe distanța de 1000 metri la campionatele mondiale de canoe sprint din Canada, cât și local cu Dinu Darius Cristian, care a câștigat mai multe medalii, printre care cea mai importantă fiind cea de aur. Sunt bucuros pentru performanța mea, sunt foarte bucuros. Și vreau să continui cu sportul, este foarte frumos, mă mândresc cu el și le mulțumesc domnului Bănăduc, profesorul meu, domnului Tomescu Alin, director la CS Orșova și la restul profesorilor. Am ajuns la al 3-lea an de sport și îmi place. Pe viitor, Clubul de Canoe Orșova se pregătește pentru Cupa României, ce se va desfășura în octombrie între 1-4 la Pitești, de asemenea pentru Campionatul Național de Tineret și de Seniori. Pe lângă asta, au ca obiectiv principal amplasarea unei săli de mese a clubului pentru a face economii prin sprijinul Inspectoratului Școlar, cât și al Ministerului Învățământului.